Dan Hinoveanu este un tânăr apicultor din satul Bobaița, comuna Malovăț. În urmă cu 2 ani a accesat măsura 141 ce vizează sprijinirea fermelor de semisubzistență. Proiectul său a fost declarat eligibil, iar la numai un an de la prima finanțare acordată, apicultorul a reușit să-și dezvolte afacerea. De la 25 de familii de albine cât a avut inițial, astăzi deține 36. Anul trecut am luat primul an de care am ridicat banii, am acumulat 15 lăți noi. Este o măsură care este foarte binevenită, care ajută micii apicultori să se dezvolte. La un stup puternic și un an bun, producția poate să fie între 25-30 de kilograme la un stup. Fermierii care solicită sprijin în cadrul măsurii 141 trebuie să-și întocmească un plan de afaceri pentru o perioadă de 5 ani. La 3 ani de la acordarea ajutorului financiar, inspectorii APIA vin să verifice dacă au fost îndeplinite obiectivele minime impuse în planul de afaceri. Cei care nu dovedesc acest lucru nu vor mai primi bani în următorii 2 ani. Măsura 141 poate fi accesată până la 29 iunie. Proiectele se depun la sediul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mehedinți. Beneficiarii eligibili pentru măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani, care au exploatație agricolă între 28 de euri, să fie înscriși în registru agricol, să fie înscriși la APIA, să aibă animale, o adeverință de la medicul veterinar, o adeverință de la primărie pentru păsări și vatra stupinei, cei care au albine. Sprijinul acordat prin măsura 141 este de 1500 de euro anual timp de 5 ani. Până acum, peste 2400 de mehedințeni au primit finanțare europeană. Este important de știut că 2013 va fi ultimul an de accesare.